Câtă vreme ne aflăm în viața de aici, este cu putință ca, pocăindu-ne, să câștigăm folosul care vine din căință și, după ce ne curățăm de păcatele noastre din trecut, să devenim vrednici de iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Dacă pierdem însă vremea de aici și suntem răpiți de grabă de moarte și nu ne căim așa cum este firesc, atunci nu vom avea din pocăința noastră niciun folos, și dacă îți dai seama de lucrul acesta, ascultă-l pe profetul care spune: În iad cine te va lăuda pe tine? Și iar, nimeni însă nu poate să scape de moarte, nici să plătească lui Dumnezeu preț de răscumpărare. Nimeni, zice Domnul, nu este dincolo care să-l poată mântui pe cel care a fost trădat de nepăsarea lui, chiar dacă este frate, chiar dacă este părinte, chiar dacă este mamă. Și de ce zic frate și mamă? Nici înșiși drepții care au mare îndrăzneală nu vor putea atunci să ne ajute dacă acum ne arătăm nepăsători. Pentru că zice scriptura, Noe, Daniel și Iov n-ar scăpa nici pe fii, nici pe fice prin dreptatea lor, ei și-ar scăpa numai viața lor. Și ea aminte la mărimea amenințării acesteia, și pe care dintre drepți ne-a arătat scriptura pe aceia care, după împrejurări, s-au făcut motiv de mântuire și pentru alții, că și noi a salvat-o pe femeia și pe fiii săi când acel potop înfricoșător a cuprins lumea. Și Iov, la fel, a devenit motiv de mântuire pentru ceilalți. Și Daniel, de asemenea, pe mulți a scăpat din moarte, când barbarul, urmărind lucrurile care depășeau firea omenească, a încercat să-i ucidă pe haldei și pe vrăjitori și pe gazarini. Și ca să nu credem că și în veacul viitor se vor întâmpla astfel de lucruri, adică cei virtuoși și care au îndrăzneală vor putea să i libereze de acea pedeapsă pe rudeniile lor care trăiesc aici în nepăsare, de aceea ne amintit de acei drepți, înmulțind frica noastră și învățându-ne să ne sprijinim nădejile mântuirii noastre alături de Harul lui Dumnezeu pe izbânzile noastre și să nu ne mândrim pentru virtutea înaintașilor noștri, viețuind noi înșine în răutate, nici să nu ne punem nădejdea în orice altceva, ci doar de un singur lucru să ne îngrijim. Și chiar dacă avem înaintași vrednici de laudă și virtuoși, să urmăm virtutea lor. Din nou, dacă se întâmplă altfel și avem înaintași nesăbuiți, să nu credem că ne păgubim cu ceva din cauza aceasta ci să ne facem noi înșine urmași ai ustenelilor virtuții, fiindcă așa nu vom avea nimic de suferit. Deoarece fiecare se încunonează sau se usândește prin faptele pe care le-a săvârșit, așa cum învață și Apostolul Pavel, ca să se bucure fiecare din câte a săvârșit cu trupul, fie că este bun, fie că este rău. Și încă o dată ne învață cel care va da fiecăruia după faptele lui, Așadar, cunoscând toate acestea, după ce aruncăm de la noi orice nepăsare, să arătăm mare grijă pentru virtute. Și cât timp ne aflăm în stadionul luptelor, înainte să se încheie întrecerea, să ne îngrijim pentru mântuirea noastră, încât, după ce lucrăm virtutea în această scurtă perioadă de timp, să primim în veacul nesfârșit răsplătirile pentru ea, așa cum a făcut și dreptul Lot care, cu toate că a locuit printre atâția oameni răi și nu era nimeni spre care să privească și să-l urmeze în virtute, ci, din potrivă, îi vedea pe toți că jocoresc și că de el, nu numai că n-a devenit mai leneș, ci atât de mult s-a deosebit de ceilalți, încât s-a învrednicit să primească și îngeri spre găzduire. Și, în timp ce toți au fost omorâți într-un asemenea moment, doar el, împreună cu fiicele sale, a scăpat de pedeapsa care a venit asupra lor. Că nu este într-o moarte cel ce te pomănește pe tine, Doamne, adică nu este cu putință să-și mai amintească cineva de Dumnezeu cu nădejdea pocăinței când moare. Cuvintele nu se referă la faptul că cele legate de noi se opresc la viața de aici. Departe de mine un asemenea gând, pentru că se știa despre înviere ci cuvintele psalmului zic că, după plecarea noastră din viața de aici, nu va mai putea să-și găsească loc pocăința. Bogatul a arătat pocăință și și-a mărturisit păcatele, dar n-a avut niciun folos, deoarece nu era timpul potrivit. La fel și fecioarele au vrut să cumpere un de lemn, dar nimeni nu le-a dat. Prin urmare, aceasta cere și psalmistul aici, să-și spele păcatele încât să se bucure de îndrăzneală în fața înfricoșătoarei judecăți. Că lupta noastră nu este împotriva trupului și a sângelui, ci împotriva domniilor, împotriva începătoriilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății răspândite în văzduhuri. Prin urmare, deoarece așa este falanga vrășmașilor, trebuie să ne înarmăm mereu și continuu să ocolim atacurile păcatelor pentru că de obicei nimic nu ne arată atât de îmbătrâniți cât ne arată firea păcatului. De aceea și Sfântul Pavel, îndemnându-ne să izgonim învechirea care vine din păcat, a grăit și să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea minții, ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Deci, când te învechești prin păcat, Înnoiește-te prin pocăință. Cel care se pocăiește și ascultă de Dumnezeu poate să dobândească cu ușurință ceea ce e bine, adică să evite împrietenirile cu cei răi. Pocăința de după moarte este o întristare târzie. Da, mă refer la cea care se întâmplă în Ghiena. Vremea tristeții este cea de aici, nu cea de dincolo, și lucrul acesta îl arată bogatul din vremea săracului Lazar, care, în ciuda tristeții lui exagerate, nu s-a folosit deloc de ceea ce a văzut. Dar dacă se întrista la vreme pentru păcatele sale și se pocăia că era în viață, n-ar fi suferit acele lucruri. Dacă suntem atrași de vreun păcat, să ne revenim repede și să facem căderea noastră motiv de pază în viitor, încât niciodată să nu mai păcătuim. Cum vei face asta? Îl ai ca pe profetul David. Ai păcătuit? Să nu te stăpânească somnul păcatului, ci ridică-te repede. Gândește-te imediat că Dumnezeu și-a îndepărtat fața de la tine, că te-a părăsit, iar după aceea lăcrimează, suspină. Spală-ți în fiecare noapte patul tău cu lacrimi, depărtează-te de cei care se vârșesc fără de legea, fiindcă și acestea sunt învățăturile lui David. Zi împreună cu el, Până când, Doamne, mă vei uita? Până când îți vei întoarce fața ta de la mine? Cuvintele acestea să le spui nu cu limba, ci mai mult cu inima. Spune și celelalte cereri drepte ale lui David. Și după ce le vei spune pe toate, nădăjduiește în mila lui Dumnezeu. Speră fără să te îndoiești, pentru că cel care se îndoiește se aseamănă cu valul mării pe care îl ia vântul și îl duce acolo unde vrea. Să nu creadă, zice Scriptura, un astfel de om cel îndoielnic că va primi ceva de la Dumnezeu. Pentru că omul șovăielnic este nestatornic în toate împrejurările vieții lui. Să nu arătăm nepăsare pentru mântuirea noastră. Și chiar dacă alunecăm în adâncul răutății, este cu putință să ne regăsim pe noi înșine și să devenim mai buni și să le pădăm toată răutatea. Dar de vreme ce am ajuns acum în cetatea împărătească, să nu ne arătăm nepăsători, ci după ce ne purtăm cuvincios, așa cum se cuvine să intrăm în cetate, să ne înălțăm astfel spre metropola cerească, spre Ierusalimul cel liber, Maica noastră a tuturor, acolo unde sunt serafimii, acolo unde sunt heruvimii, acolo unde sunt miile de arhanghiele și zecile de mii de îngeri, acolo unde se află tronul împărătesc, prin urmare, nimeni să nu se arate pângărit, nici întinat, pentru că voi spune povestiri tainice. Niciunul să nu fie necurat și nevrednic de această ascultare. Sau, mai bine zis, să se arate orice om întinat și pângărit, dar după ce lasă afară orice necurăție și răutate, atunci să intrim. Pentru că și pe cel care a avut veșmintele necurate, l-a scos tatăl mirelui afară din cămara de nuntă și din iatac, nu deoarece a avut haine murdare, ci pentru că le-a purtat și a intrat înăuntru. Cu siguranță că nici nu i-a zis de ce nu ai veșmânt de nuntă, ci de ce ai intrat înăuntru fără veșmânt de nuntă. Stăteai, zice Domnul, la răspântie, cerșind și nu m-am rușinat de sărăcia ta, nici nu m-am scârbit de necinstea ta, ci după ce te-am izbăvit de toată necinstea, te-am adus în cămara de taină și te-am învrednicit de cine le împărătești și te-am înălțat la cinstea cerească pe tine, care erai vretnic de pedeapsa cea mai din urmă. Tu însă, nici prin binefacerile mele n-ai devenit bun, ci ai rămas la răutatea ta obișnuită, dispresuind și nunta și pe mine. Pleacă repede de la fața mea și să suferi pedeapsa care ți se potrivește pentru nesimțirea aceasta. Deci fiecare dintre noi să ia aminte ca nu cumva să aud acest glas, și, după ce leapă orice cugetare care este nevrednică de învățătura duhovnecească, atunci să ia parte la masa cea sfântă. De aceea vă spun de pe acum, din timp, încât atunci când urmează să venim la cinele împărătești și se apropie seara sfântă, să nu poată cineva să spună, am venit nepregătit, lipsit de fapte bune. Acestea trebuia să ni le spui mai înainte, pentru că dacă le auzeam mai devreme, neapărat m-aș fi schimbat, cu siguranță m-aș fi apropiat, după ce mai întâi mă curățeam pe mine însumi. Deci, ca să nu poată cineva să pretexteze, vă mustru de acum și vă rog să arătați multă pocăință. Știu că toți ne aflăm sub epitemie și că nimeni nu se va lăuda că are inimă curată. Dar nu acest lucru este înfricoșător, adică faptul că nu avem inimă neprihănită, ci faptul că, în timp ce nu avem inimă neprihănită, nu ne apropiem de cel care poate să o facă curată. Pentru că poate, dacă dorește, sau mai bine zis, dorește mai mult decât noi să fim curați, dar așteaptă să primească un mic pretext de la noi ca să ne încununeze cu îndrăzneală. Cine a fost mai păcătos decât Vameșul care, doar spunând Dumnezeu le miluiește mă pe mine păcătosul, s-a coborât mai îndreptat decât Fariseul? deși câtă putere are acel cuvânt. Dar pe el nu l-a curățat cuvântul, ci dispoziția lui sufletească cu care a spus cuvântul acela, sau mai bine zis, nu doar dispoziția, ci înainte de aceasta, iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Pentru că, spune-mi, de ce fel de izbândă, de câtă sudoare are nevoie păcătosul ca să se autoconvingă să spună că este păcătos și să mărturisească aceasta înaintea lui Dumnezeu? Vezi că n-am zis pe nedrept că Domnul cere de la noi ca să primească un pretext mic și imediat ne oferă totul pentru mântuirea noastră? Așadar să ne pocăim, să plângem pentru păcatele noastre și să ne tânguim. Când cineva pierde o fată, de multe ori petrece cea mai multă vreme a vieții lui în tânguiri și suspine, în timp ce noi, pierzându-ne sufletul, nu plângem. Am căzut din mântuire și nu ne lovim piepturile noastre? Dar de ce vorbesc despre suflet și mântuire? L-am mâniat pe stăpânul care este atât de blând și de pașnic și nu ne aruncăm pe noi înșine cu fața la pământ? Pentru că prin grija lui depășește orice bună voință și nu doar pe cea a stăpânului care se interesează de robii săi, ci și grija tatălui iubitor de fii și pe cea a mamei care îi iubește pe copiii ei. Oare femeia uită pe pruncul ei și de rodul pântecelui ei n-are milă? chiar când ea îl va uita, eu nu te voi uita, zice Domnul. Cu siguranță că acest cuvânt este vrednic de crezare înainte de orice dovadă, pentru că este al Domnului. Dar să aducem o mărturie și din lucrurile întâmplate. Cândva, Rebecca, îndemnându-l pe copilul ei să joace teatru ca să primească prin vicleșug binecuvântările, după ce l-a asigurat de izbândă în tot felul, dându-i înfățișarea fratelui său, deoarece l-a văzut că acesta primea astfel curaj, voind să alunge orice frică a copilului, i-a zis, Fiul meu, asupra mea să fie blestemul acela. Este cuvântul unei mame adevărate care se topește de iubire pentru fiul ei. Hristos n-a zis doar aceasta, ci a și împlinit-o. Nu doar a făgăduit, ci a și arătat-o și practic. Și de aceea Pavel strigă, zicând, Hristos ne-a izbăvit din blestemul legii, ca să se facă el însuși blestem pentru noi. Așadar spune-mi, pe acest Dumnezeu îl voi mânia? Și cum nu este lucrul acesta mai înfricoșător decât ghiena focului și decât viermele care nu moare și decât focul care nu se stinge?